Doamnelor și domnilor, nu știu cum să vă zic, dar asta e fericirea. Ia uitați-vă aici. Uitați-vă la noi, ce fericit e. Bă, dă-i ce bă, că dă, bă, să ajung acasă la nevastă mea și la mici. Bă, bă, nebunule, bă! Neața Internet, în vlogul de astăzi o să întreprind o activitate pe bază de condus, dar e puțin mai diferită situația. Se iau un golf vechi, se iau un teren dubios și se dă cu golful pe terenul dubios până îi sare tabla de pe el. Toată chestia asta e pusă la cale de Daniel, de la Stax. De aceea, între voi care știu pe internet, deja și-au dat seama care e combinația, care e nebunia. Haideți cu mine și haideți să vedem cum o să conduc eu astăzi. În altă ordine de idei, sunt trezit de la 6 dimineața. Noel mi-a dat fatala astăzi. S-a stat cu el vreo 2 ore și ceva. Acum în pat, doarme cu Georgiana. Hai să conducem. Uite aici, Tersăline, la Autocross Arena. Eu l-am întrebat aici pe Daniel de la Stax. Băi, bun drumul? Poți să vin cu Tesla pe aici? Da, frate! El fiind și pe mare pasionat de off-road. Băi, tel-mă pe individ aici. Stai așa puțin, că trebuie să-ți arăt ceva. Ce faci, mă? Am ajuns. Vorbește cu mine, da? Da, mă, sunt în izolare aici în mașină. Extra, și nu vreau să ies din mașină ca să nu iau COVID. Bine, mă, stai acolo, dar vocea nu poate să dea vocea ta, trebuie să fie vocea. Nu, că eu vorbesc pițigăiat și am zis să-mi îngrăși puțin vocea. Este un fel de mărire de voce. Deci să-l mai trolăm o dată pe Dobrescu. Deci cu această jucărie o să mă dau eu pe aici. Vai de capul meu. Bă, de ce nu mi-ai zis, bă, că e manuală? Că eu știu să conduc doar automate. Băgăm una a doua. Treabă, a, și domnule. Tu ești oricum bătrân de ăla care ai permis și de manuală și de automată. Că ta nu erau variante. Adevărat, adevărat. Înțelegi? Nu ai Logan de-alea. Da. O ceva? Să fie dificil la tine plecatul de pe loc, presupun. Da? Nu, se descurcă. Pe mă împingeți. Ia zi, fete, explică-ne puțin deci, cum se situația. Situația este foarte simplă. Nimeni n-a știut care-i treaba aici. Adică? Adică nimeni n-a știut ce se întâmplă. Niciun invitat din cei 10 oficiali și 11 neoficiali. Ce s-a băgat? A venit Ciprian Mihai. El a venit și a zis, băi, eu, noi când făceam primele episoade la Stax cu mașini modificate, da, aveam în episod și tură la circuit aici. Că ziceam noi, bă, dintre toți ăștia pe care îi invităm, da, îi ducem la circuit să vedem care face cel mai bun timp. Așa. Cu timpul am scos chestia asta din episod, că era foarte complicat, să dura foarte mult să facem, da, un episod, da, știi? Și nu renta din punct de vedere financiar. Și am scos chestia asta, după care am zis, băi, cum arată să... Deci după care am zis, da, așa, deci hai, eu acolo, hai, da. Acolo. Așa, așa, da, așa. După, după care am zis, bă, hai mă, să facem o competiție. Ca să vină și oameni, ca tine, ca Mirica, ca Giurgia, nu știu, să se dea cu o mașină ca de raliu. Auzi, să ai experiența asta, știi? Auzi, mă, dar și-ar fi tare să faceți un clip cu o bătrânică din Germania. Te duce eu bătrânică, celebra bătrânică din Germania, bătrânică... care conduce golful până la piață. Merge tare bătrânică. Te ține să iei o bătrâniță, o bătrânică, da, asta. Mă, ar fi cel mai tare aici clip, aici nu? Circuitul, circuitul autocross aici, după cum vezi, trebuia să fie de macadam, dar din cauza faptului că e foarte greu de întreținut pământul, cauciucul lasă urmă, da, pe pământ, adică e atât de tare aici încât scârție roțile, știi, uite, vezi? Urmele de cauciuc. Mamă, 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 deci eu pot, pe ăsta conduc, fiți atenți. Da. Și aici este pusă o șicană, care noi o să vezi, o să venim acolo, ieșim dintr-un viraj cu vreo 70 la oră, așa poți să ieși, 80 chiar dacă ești super profesor, dar nu e cazul nostru. Nu e cazul și aici nostru. Aici l-am întrebat, ba, ieși cineva în decor până acum, mi-a zis că au ieșit doi, nu? Doi, trei, trei. Okay. Uite urmele aici de ieșit, vezi? Și aici Ciprian al meu a venit tare de acolo. A venit tare. Și a zis, numele de cod al lui Ciprian este Golfuleț. Deci Golfuleț, Mihai, într-un Golfuleț. Golfuleț, a venit racheta aici, a trecut prin șicana asta drept, n-a mai pus frână. Și aici a zis, ce facem, mâncați și că vine curba. Și a pus frână, ne-a răsut, cine nu știu ce. Deci șicana asta e pus aici ca să încetinești înainte de viraj. Logica este foarte simplă, e mai bine să intri mai încet în viraj și să ieși mai tare, da, decât să intri tare și să, să încerci să repari pe parcursul virajului și să pierzi timp. Îți spuneam și ție, cum le-am spus tuturor, dacă mergi cursiv, elegant, fluent aici, în limita ta, există șansa să faci cel mai bun timp. Oamenii care au făcut timp bun aici au mers liniștiți. Oamenii care au mers agitați și au frână, accelerație, frână, stânga, dreapta,
au pierdut foarte mult. Deci, cu alte cuvinte, dacă ești o bătrânică din Germania și vii și conduci încet cum conduci tu până la piață cu golfulețul tău, da, sunt șanse foarte mari să faci cel mai bun timp dintre toți specialiștii ăștia din industria auto. Da, nu știu ce m-a chemat și pe mine. Avem și jaloanele pe circuit, pe care dacă le atingem sau le dărâmăm, avem o penalizare de 5 secunde. Timpul se ia timpul total al celor 4 tururi, nu best lap din cele 4 tururi. Și atunci ți se pune la timpul total. Mai bine mergi mai încet, să ajungi la destinație, decât cu 2 secunde mai devreme, care aduc după sine penalizări și alte lucruri. Deci fiți atenți, eu o să vă arăt. Deci, ce a făcut nebunul ăsta? Nu faceți că el, că nu e bine, că, mai ales că el conduce cu o mână. Să-mi dai clipul pe care story-urile, să le pun aici. Să un bordul cu tine, frate. Dă un bordul cu noi. Vreau să se vadă cum ai condus tu. Că omul m-a tarolat puțin înainte să vin aici, a pus pe stories frumos. Mamă, uite, Mariciule, uite cum e aici. Bă, și eu nu știam că așa arată. Uite, frate, așa se merge, fii atent. Să nu zici că nu ți-am arătat, că nu te-am învățat. Deci fără agitație, da? Cursivă, treaba cursivă, trecem pe lângă jaloane. Nu le lovim. Nu le lovim, că dacă le lovim, ușor aici că sare Mariciu și ne aruncă în exterior. Ușor cu comenzile mașinii, nu bruscăm nimic, da? Nu, și nu conducem așa cu mâna, da? Deci niciun caz așa cu mâna, niciodată, Mariciu, da? Ambele mâini pe volan, circulația mâinilor pe volan, da? Așa, gazul aici plană. Aici cu grijă, cu grijă că strânge șicana asta rău de tot. Așa, și aici ai și cu toiul și gazul pe ea. Vezi că închide virajul ăsta aici la sfârșit. Ții mai mult interiorul și ai tras și te-ai dus. Mama mi-a zis la un moment dat, bă, vii aici, facem ale alea, vii la autocross, că știi tu unde e, habar, n-aveam unde. Și când am venit aici, când am văzut story-urile, eram, bă, băiatule, bă. Speria, dar nu e cazul, nu e cazul, pentru că tu ești la volan. Nu ți apasă nimeni pe accelerație, nu-ți trage nimeni de volan, tu mergi cum vrei. Asta tu. Așa e. Nu avem nimic de demonstrat. Nu suntem, nu ești, n-ai vreo reputație de pilot de curse de apărat, normal care merge cu mașina pe stradă, n-ai făcut cursuri de defensiv, n-ai făcut cursuri de pilotaj, n-ai făcut nimic, deci nu... O să fii cu mine mașină? Bineînțeles. Doamnește. La căpuțul tău așa, să-ți dau un XL. Să-ți dau un XL ca să stai confortabil, nu că... Și oricum nu corespund numerele la căștile astea de... Mamă, dar ce-s chestiile astea? E sânge! Chestiile astea sânge, dar nu, atingi cu ea de roll cage, știi? Atingi cu ea de roll cage și atunci să iau observat. Hai, ok, bine. E ok? Ți-e ok? Da, da. Mai am și mai mare, adică nu trebuie să te jeneze deloc. Stă foarte bine, da, e perfect. Luxten. Gata, frate, iau-te pe Mariciu echipat. Și asta ce e? Asta e o comunicare, dar nu o folosim, o bagi în buzunar. Nu avem probleme, e ok. O bag în buzunar. Și îți dau și de asta de preț, fii atent. Asta este pentru karting. Asta e bună, de asta porți în avion. Da, e ca bună. Ca să doi. Da. Aici e ca să nu ne rupem gâtul. Pentru că gâtuțul tău nu este obișnuit cu greutatea în plus pe care o oferă casca. Și în cazul unui șoc, e nasol, știi? Și atunci îți ține aici, bărbirea. Nu va fi cazul de șoc, pentru că nu va fi cazul, că eu sunt bătăinica. Să meargă la obor, la mici. Păi, fix, da, fix la mic, mă duc. Fix, nu, mă duc cu ea pe nevastă mea și merge la mic, la obor. Adevărul că nu e greu, frate, să ghicești. Sunt câteva activități pe care le fac recurent. Nu e gen, wow! Bine, noi acum ne apucăm de treabă, facem intro-ul alea. Bine, o să fac o fază cu, o să vedeți. Facem da, o fază. Bă, când apare clipul ăsta? Țineți-vă! Eu... Când vrei tu, sunt două pe lună, mai zic poți, dacă răspunzi mai. Păi nu te întreb, apar zilele astea sau când apar? Când vrei tu, auzi, când vrei tu, când vrei să apar? Vrei să fii, zilele astea apare altcineva. Eu îl pun pe ăsta pe care îl filmez acum, intră joi sau vineri, nu mai știu exact. Acum. Vineri intră, vineri asta. Înaintea noastră. Deci când intră, aia atent. Peste o săptămână. Două săptămâni. Bine, îmi scrii tu și pun eu atunci la link-ul, da? Deci fiți atenți. Tu pune-l înainte, n-are nimic. Dar normal, eu te întrebam când. Pune-l cum vrei tu. Pune-l cum e treaba ta. Bă, eu ziceam de clipul vostru, bă, nu de clipul meu. Da, mă, da. Da, mă, da. Da. Tu ești al treilea. Ne-am înțeles, e bine că ne înțelegem, frate. Deci ăștia doi sturgi, mă, băieți. Erdoganilor. Bine ați venit la Techstars Autocross Challenge, un nou episod de data asta cu un nou invitat, bineînțeles, așa cum v-am obișnuit. Nu o să vă spun cine, înainte să prezint sponsorii care sunt, așa cum știți, Techstars, OMV, Luca Customs, Motul și TCM Tuning, unde puteți face softuri cai, dyno și așa mai departe. Ca să trecem repede peste acest intro, care probabil că deja îl știți pe din afară în atât de multe episoade, îl invit alături de mine pe unicul și inegalabilul, cel mai tare vlogger din lumea vloggerilor, Mariciu, bineînțeles!
Haide mă, vin un anometri. Stai, frate, că vine mie. Ăsta face story-uri, filmează, e cu telefon. Stai mă, că vin, vin, uite mă, gata, am venit. Faza e că dacă vrei să știți cum am descurcat din punct de vedere timp și efectiv filmarea când conduc și alea din interiorul mașinii și alea, trebuie să vedeți clipul când apare. Hai, ușor, ușor. Stai mă, cum se intre? Cum vrei, vrei tu, frate, cum vrei mai tu? Mai te tărăști. Opa, așa. Centurile să-și închidă singur ușa. Așa, punem asta la daliera, trebuie să o scoatem un pic, să o punem aici. Așa, zi-mi cum ești cu pedalele ca să dăm scaunul mai în față, mai în spate, e ok? Da, e blană. E blană? Ok, lăsăm așa atunci. Să te legăm. A, de ce secretomanie aici cu ăștia? Da, mă, da, nu știe nimeni. A, uite, și Look Custom, Look Customs, tovarășul meu, unde mi-am pus eu folia. Uite, unde te-ai pus tu folia, e la colanta mașina. Foarte șmecher. Gata, frate, ești strâns de... Se mișcă cineva? Nu se mișcă nimeni, nu? Lasă să se închide singur ușa. Da. Stai așa, că dau cu undița. Așa. Nu stai puțin, mașina asta n-are airbag? Când am plecat ultima oară cu manuală. Să știu dacă mut camerele sau... Când am fost ultima oară cu manuală? Dacă mut camerele când pleci acum. Bă, s-am condus toată viața manuală. A avut și Fiat. Am avut Fiat. Mare motorul, 100%. 100% mare. Păi fii atent, pui contactul. Nu, o turăsc ca nebun. Pune contactul. Așa, așa. Alo, pe un dos în contactul. Bună ziua, vreau și eu un meniu crispy strips, un sos de usturoi și v-am pupat, bă, portovei! Usturoi! Gata! Faci în mașarie, ascultă. Pară așa. Nu trebuie să fii agitat. Să fii cald. Cald. V-am pupat! Oprește camera să e bine. E bine? Știi care vază? Că dacă conducea el, probabil că acum pupam pământul, știi? Nu, frate. Dar așa că am condus eu, m-am dus până la Mega, ești nebun? Hai că m-au convins ăștia ca să mă dau odată ca pasager cu Daniel. Cel mai probabil o să-mi vomit mațele. Hai să vedem. Să vedem și versiunea profesionistă. Nu mergem așa tare. La fun, la distracție. Băi, eu chiar am mers la distracție. Ce la safety, că mie mi-a fost panică, frate. Eu nu m-am mai dat pe d-astea până acum. Da, e foarte bine. Tot o premieră pentru mine. Foarte bine. Ideea cum îmi pun centurile? Mai avem. Bă, dar de ce să mă țin și eu pe aici? Nu. De sus, cu mâna de bară aia. Așa. Să conduc ăsta ca nebun, zic că nu, da, un ce, nu, frate. Conduc așa, ăsta și liniștit, așa, îi dă mai cu viteză un minut. Mai rapid decât... Hai de intrat! Taurete! Băi, dă-i încet, bă, că rău, să ajung acasă la nevastă mea și la la mici! Bă, la bă, nebunule, bă! Bă, uite cum îi dă, bă! Bă, tăticule, bă! Dar ce e asta, mă? Ai, A, nu. Nu-i normal. Asta nu-i lucru normal. Bă, băiat, pule, bă! A luat și aha, 5 secunde penalizare, bă! Era prea închisă și cana aia oricum. Hai, o să opresc camera aici, că... Ce mă nebunule, bă! A luat toate jaloanele ăsta, bă! Nu le-am luat, mă, frate. Sunt acolo, le-am lăsat acolo. O să te penalizeze! 10 secunde! Așa se conduce. Bă, trebuia o dată să mă dau cu tine, mă. A? Trebuia să mă dau cu tine înainte. Trebuie să mă pupăm de la volan și nu știa nimeni. Da. Da, Marc, mișto. Fiți atenți la asta, la boscheții. Ăsta e al lucru nevastă, mi-am amintire. Că uite, bă, băiete, ala. Da, da, toclinda peste capul. Luăm maci, luăm... Diverse lucruri. Cu BMW-ul e mai fun. BMW-ul e fun. A, aproape că mă convins să-ți dau Tesla mea pe mână să dai o dată aici. Asta cu față te pune la muncă multe tot. E... Ai de capul meu, mă mie că n-am vomitat. Hai mă, că n-am ăsta e nebun, nebun. Dar putem să mergi și la un raliu odată să experimentezi adevăratul... Acum înțeleg de unde vine aia cu Street Maniacs.
E mai mult maniac decât straight maniac. Mă bucur că ai venit. Mă bucur că am plecat. Mă bucur că am plecat. Mamă! Unde-i crispy strips-ul ăla? Niciodată, dar niciodată să nu vă urcați cu ăsta în mașină. Deci uite, a omorât vegetația. Uite și tu. A luat vegetație. Cum a fost? Uite aici. Nu mai mă urc în viața mea cu ăsta în mașină și dacă mă plătiți. Eu de ce? Am mâncat iarba, a scos-o la păscut. Cine-i fată bună? Asta a fost. A fost distractiv. Vă, mă bucur. Mă bucur că m-ați invitat, bateți. Nu se încheie vlogul lui aici, merge la mici. Da, nu, vlogul, da, nu, veniți cu mine la mici. Dar eu cred că am pus oricum în thumbnail ceva cu mici. Adică îți dai seama că n-am pus ceva cu mine eu aici, decât... Am pus poza cu noi acolo și ne-a pus mici. A, ăla-i thumbnail, asta-i mă, ăla-i thumbnail-ul, pun mici. Mici de obor cu băieți pe circuit, ăla e, gata, bun. Haide să mâncăm un mic, hai să luăm pe Ionasca, hai să luăm pe noi, mergem la obor, facem niște cumpărături și mâncăm niște mici. Pam, și am ajuns acasă. Și acum mergem la obor să băgăm un micișor. Nu-i așa, tata? Mai ales noi. Tot el o să mănânce pâinică. A? Îi dăm puțină pâinică. Păi ține pâinică, tata. Nici nu. Gugujeană. E în perioada în care zice de foarte multe ori pe zi ca-ca-ca-ca-ca. Ca-ca-ca-ca-ca. Cadu-i motonesc, tata? Trebuie să vedeți o sășică care este pur și simplu sătulă de noi. După doar 48 de ore de când suntem acasă, ea este sătulă de noi. Nu ne mai iubești. Eu vreau să doarmă și noi o deranjăm. La modul, ce faceți aici? De ce v-ați întors și mă deranjați? De ce nu mă lăsați să dorm? Gu-gu-gu-gu-gu. O aleargă noi, el aleargă. Asta, tata? Hai că ești o surioară foarte bună. Hai, tati, mai întâi băgăm mititei? Hai la mititei. Vă rog frumos, ia uitați ce are băiatul aici, de asta, de Turkish Airlines, de Otopen, de alea, International, Mr. Worldwide, Pitbull. Doamne, jurul, nu știu cum să vă zic, dar asta e fericirea. Ia uitați-vă aici. Uitați-vă la noi, ce fericit e. Pâinică, familia pâinică! Of. Lipsește maimuța asta mică. Noi mergem să facem și cumpărături și era foarte complicat și cu copil și cu cățel și cu porcel. Adică copil, cățel și porcel. Chiar era complicat. Data viitoare când venim fără să facem cumpărături, doar pentru mici, vine cu noi. Eu o chiflă pentru asta, îi dau când ajungem acasă. Nu știu să zic că am mi-am dat seama că ai cerut tu 3 mici, frate. Au fost la ce aparat. Nu știu cu cine seamănă. Cine o să mănânc? Nu știu. Sunt delicioși, la fel de bun ca întotdeauna. Nu era poftă. Da. Știu că ți-am zis că vreau să mergem la burcă, mi-e poftă. Se întâmplă rar, dar când se întâmplă, se întâmplă. Așa se întâmplă. Deci, câte sășici? 5. Noel, câte sășici, pâinica? Noel, mai devreme... Arată o sășică, tati, trebuie să ai 5. Păi era mâncat pâine, măi. Arăta și mai devreme, făcea cu degetul spre mici. Mai ai de așteptat, iubirea mea. Pic, da. Ziua în care o să mâncăm împreună mici, o să plâng în ziua aia. O să plâng. Doamne, deci nu-mi dau seama cum fac băieții ăștia aici, dar de fiecare dată când am mâncat mici de la ei, au fost geniali. Deci locul ăsta este meca micilor din România, vă rog să mă credeți. Aici, între cele două piețe, da? Între hală și piața asta. Țineți minte, nu vă duceți în altă parte, că vă luați țeabă și pe aia îmi scrieți că n-au fost buni. Aici, unde e antena 6G, da? Hai să luăm ce e de luat. Cireșe. Oh, opulență. Da, e aici o doamnă care aduce tot timpul. Sunt mai scumpe, într-adevăr, dar... Mai scumpe decât scumpe? Nu, mă, nu sunt ca alea pe care le-am luat ieri. Am găsit un magazin pe lângă noi. Undeva o cireșe fix ca alea din Atena pe care le-am cumpărat cu 2,99 euro kilogramul, la noi e 30 de lei kilogramul. Adică dublu. Da. Mamă. Eu cu roșiile astea avem ceva în comun. Cineva avea ceapă. Mi-a luat soției, bujor. Cel mai tare soț. Ce fascinat e, uitați-vă la el. Băi, dulceațu. Să nu-i stai, da? E mai, da? Ce faceți, domnule, aici? Ați găiați mașina? Hai acasă la sășica! Mamuțica mea, Ioacadia! Noapte, noapte bună! Somnișor, Noel! Mulțumesc! Pa, frumusețile! Are o treabă aici, domnule! Ăsta a fost vlogul? Ăsta a fost vlogul! Pa! Pa! Spune-te, pa, pot să mă culc!
Easy. Dacă ați ajuns până în punctul ăsta al vlogului, dați și voi un like. Sunt curios, că am văzut că medie sunt vreo 2000-2500 de like-uri. Sunt curios dacă reușim să ajungem la 3000 de like-uri cu bucata asta de comunitate care a rămas până la finalul clipului. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Pupici!